Continuăm emisiunea Dealele Buzoianului. Vorbim cu doamna doctor Ioana Nohai despre afecțiunile care necesită fizioterapie și, în general, proceduri de recuperare medicală. Doamna doctor vorbea mai devreme despre problemele cu care... Despre durerile de spate. Exact. Așa. O altă cauză a durerilor de spate foarte frecvent întâlnită este hernia de disc. Hernia de disc înseamnă că acel cartilaj care face legătura între două vertebre și care practic împreia din șocuri și le amortizează este puțin fisurat. Ce aș vrea să rețină pacienții este că această hernie de disc are, bineînțeles, o stadializare și o clasificare. Și în momentul în care ei aud acest diagnostic, hernie de disc, nu trebuie imediat să se gândească, vai de mine, am să ajung la operație, pentru că nu este așa. Există niște stadii, deci abia începând cu stadiul 3, faza 1, putem discuta, dar nu este obligatoriu, de intervenție chirurgicală. Mi-aș dori ca decizia de a se opera să nu o ia în funcție de cât de rău arată acel remene pe care cu toții îl fac acum cu o frecvență foarte mare. Pentru că nu aspectul remene este cel care dă indicația chirurgicală. De multe ori se ajunge la intervenție chirurgicală din cauza durerilor insuportabile. Da, o durere insuportabilă este un criteriu de operație atât timp cât durează o lună, sau mă rog, în cazul în care durează o lună de zile și în urma tratamentului și în ciuda tratamentului corect efectuat, și prin asta mă refer la repaus la pat, tratament medicamentos corect și subliniez acest lucru corect și fizioterapie, nu apare absolut nicio ameliorare. Atunci da, înseamnă că este o compresie destul de mare care trebuie rezolvată chirurgical. O altă indicație de operație a herniei de disc este sindromul paretic. Deci nu faptul că mi-a apărut o amorțeală pe picior, ci faptul că simt că sau dacă vorbim de hernia cervicală sau pe mână, ci în momentul în care, să spun că piciorul drept nu mai este la fel cu stângul, simt că mă împiedic mai des, am ca o senzație de febră musculară sau de contractură musculară, atunci, într-adevăr, e un semnal de alarmă. Și subliniez și, deși mă repet, rog pacienții că în momentul în care am acea iradiere a durerii, fie că e de la coloana cervicală, fie că e de la coloana lombară, în secunda 2 să vină la medic, pentru că abia atunci putem evalua corect necesitatea sau nu a intervenției chirurgicale. O altă indicație de operație în cazul herniei de disc este acel sindrom de coadă de cal, respectiv când apar tulburări sfincteriene. Deci acestea sunt cele trei indicații majore de operația herniei de disc. În rest, hernia de disc poate fi temporizată foarte, foarte bine cu tratament de recuperare medicală și se poate, de cele mai multe ori pacienții nici nu mai ajung la operație. Spuneați puțin mai devreme că o operație de hernie de disc nu rezolvă problema. Nu că nu rezolvă problema, pentru că problema în cazul unei hernie de disc este acea fisură a cartilajului prin care pătrunde nucleul pulpos. Nucleul pulpos este ca un săculeț de gelatină, le mai explic eu pacienților, care împreia mie din șocurile transmise în momentul mișcării. Iar acel săculeț se poate insera prin fisurile de la nivelul discului intervertebral. Ce spuneam mai devreme este că cine se operează de hernie de disc doar pentru că îl doare spatele, deci nu mă refer la acea durere cumplită, da, care trebuie evaluată, deci nu mă refer la criză, dar cine se operează de hernie de disc pentru că îl doare spatele, de obicei se întoarce foarte nemulțumit, pentru că și în urma unei operații de hernie de disc vor mai fi dureri, vor mai fi crize de sciatică. Însă, repet, operația se face în momentul în care punem în pericol nervul. Nervul care este responsabil de activitatea și de motricitatea membrului respectiv. Și spuneați că un nerv se reface extrem de greu. Se reface foarte greu și, cum se spune, este un țesut nobil. Trebuie să-l
păstrăm cu grijă. Să-l tratăm ca atare. Despre gonartroză, ce ne puteți spune? O altă afecțiune despre care auzim foarte des oamenii plângându-se. Este o altă afecțiune cu care pacienții se prezintă frecvent la cabinetul de consultație. Este, face parte din afecțiunile degenerative. Prin degenerativ înțeleg, sau ca să înțeleagă pacienții, sunt afecțiuni care apar prin îmbătrânire. Este secundară deshidratării cartilajului de la nivelul articulației genunchiului, care apare fie cu vârsta, fie în urma unor traumatisme repetate, iar acel cartilaj se fisurează inițial, deci aceasta este în primul stadiu. Și gonartroza, bineînțeles, are o stadializare. În stadiu incipient este în stadiu 1, în stadiu sever, avansat, este stadiu 4. Și este bine ca pacienții să vină încă din primul stadiu, pentru că noile protocoale terapeutice internaționale ne permit să stopăm cumva evoluția accelerată a acestei afecțiuni. Iar și chiar vreau să subliniez acest aspect, ghidurile internaționale recomandă în primul și în primul rând, sau mă rog, prima linie, ca și primă linie terapeutică, aplicarea tratamentului de fizioterapie, pentru că s-au făcut studii și s-a ajuns la concluzia că un tratament de fizioterapie îmbunătățește foarte bine troficitatea cartilajului. Pe lângă tratamentul de fizioterapie, ghidurile recomandă o suplimentare cu glucozamină și condroitină. Sunt niște substanțe naturale extrase fie din cochilia scoicilor glucozamina, fie din cartilajul de rechin condroitină, care inhibă o enzimă care se numește metilsulfonil metaloproteinază sau MSM-ul, cum îl mai știu pacienții, care devine acea proteină devine foarte activă în momentul în care se inițiază această boală. Cu succes și în stadii incipiente și în stadii avansate, gonartroza poate fi tratată cu viscosuplimentare, deci acele injecții cu acid hialuronic. Sunt niște injecții cu un acid hialuronic concentrat, ca un fel de gel, ca și cum am pune gel între cele două oase de la nivelul articulației genunchiului, în felul ăsta permițând cartilajului să se refacă. O să am câteva întrebări de la telespectatori, de asemenea mă roagă un telespectator să-l sunăm, o să, după emisiune e posibil doar, dar puteți trimite un mesaj și doamna doctor vă poate răspunde chiar dacă întrebați prin mesaj, iar pentru cei care sună pe telefonul mobil o să-i rog să sune pe numărul de telefon fix. Doamna doctor, întreabă cineva cât costă aproximativ o ședință de fizioterapie? O ședință de fizioterapie, mă rog, are preț diferit în funcție de problema pe care pacientul are. Însă, începând cu 1 august, în cadrul clinicii Ovidius, beneficiem și de contractul cu Casa de Asigurări pentru recuperare medicală. De asemenea, beneficiem de spitalizare de zi și pe neurologie, specialitatea neurologie și pe medicină internă, așa că pacienții se pot prezenta cu bilet de trimitere de la medicul de familie către fizioterapie, în cazul pacientului care ne întreabă, și în funcție de problema pe care o are, stabilim exact schema de tratament. Deci sunt decontate serviciile de Casa de Asigurări la Clinica Ovidius? În limita fondurilor disponibile. Așa cum se întâmplă peste tot, clar. În lume, nu doar în țară. Iar de aproximativ o lună, spuneați dumneavoastră, există și așa, acea secție de internare de zi, da, care presupune efectuarea tuturor procedurilor, analizelor, timp de 24 de ore? În limita 24 de ore, pacientul se prezintă tot pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, unde trebuie specificat că este pentru spitalizare. Pentru fizioterapie, de exemplu, este clar pentru ambulator. Medicul de familie oricum știe foarte bine care este protocolul
buca sa de asigurări, iar în baza spitalizării de zi, în funcție de ceea ce recomandă medicul care îl consultă. Pentru că, repet, în medicină totul este despre pacient și pentru pacientul din fața ta. Nu pot să generalizez, nu pot să fac scheme pentru trei pacienți odată. Adică asta nu pot să spun acum ce anume îi va fi recomandat unui pacient în momentul în care vine la consult. De asemenea, sunt foarte mulți cei care, din cauza programului modern, în ultima vreme toată lumea stă pe scaun de dimineață până seara la un birou, majoritatea oamenilor care lucrează într-un birou, vă întreabă oamenii dacă, chiar dacă nu există o afecțiune descoperită de un medic, durerile de spate de la statul pe scaun se pot trata cu fizioterapie? Da, pentru că fizioterapia, printre altele, beneficiază și de proceduri cu rol antialgic. Antialgic, adică împotriva durerii. Deci nu este obligatoriu să aibă o boală constituită, să spunem, deci să fie o degradare de cartilaj severă. Din contra, recuperarea medicală funcționează cu succes și pe partea profilactică, pe partea preventivă. Deci pot să fac un tratament, să decontracturez acea musculatură supra-solicitată și pot să ajut în acest fel segmentul articular care este supra-solicitat și în acest fel întârzi practic apariția bolii de fond. Există câteva recomandări înainte de a ajunge la medic pentru proceduri de fizioterapie, pentru cei care stau foarte mult timp într-un loc. Există recomandarea de a se ridica la un interval de 20 de minute, o jumătate de oră, da, pentru a face câțiva pași. Câțiva pași și le mai recomand pacienților care stau mult la birou, cam la aproximativ jumătate de oră, hai o oră, că acum depinde cât e de ocupat fiecare, dar măcar știți cum iau copiii pauza aceea la 50 de minute. În 50 minute fiecare și le poate rezerva pentru propria sa persoană și poate executa niște mișcări simple de rotație a zonei cervicale, să-și întindă coloana. De multe ori le zic să întindă mâinile în sus, așa cum fac pisicile când se trezesc. E un exercițiu util. Da. Este chiar foarte util și decontracturează și detensionează foarte bine musculatura paravertebrală, care e supra-solicitată. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână doamna Ionescu, să rămână doamna doctor. Bună seara. Bună seara. Sunt o persoană operată la L4, L5 de 2 ani, din 2014, mai. Mă rog, am respectat sau nu tot ceea ce mi s-a indicat după operație, rămâne de... adică mai puțin am respectat, așa e omul. Vreau să întreb pe doamna doctor dacă această amorțeală a piciorului drept, că pe partea dreaptă am avut afecțiunea la L45, cu senzații de rece, de prea fierbinte, amorțirea pernelor de sub degete, cum se spune, sau părții terminale a piciorului, la piciorul cu degete. Cât va mai putea persista sau dacă mai dispare vreodată, pentru că ea așa a fost și când înainte de operație și așa mi-a rămas și postoperatoriu. În rest, mă rog, durerile au mai fost, s-au mai diminuat și dacă consideră că acel salon de prezentare și desfacere a produselor Nuga Best din Dorobanți 2, unde se fac niște masaje cu ceramică de turmaniu, dacă doamna doctor a aflat de acest salon, sunt indicate. Adică se face un masaj al coloanei pe niște paturi moderne cu niște cărucioare cu... Sunt medici aceia care fac masajele? Cu siguranță. Poftiți? Nu sunt medici aceia care fac Nu. Masajul nu se face manual. Se face cu un proiector care este sub o bandă, pe niște paturi cu telecomenzi, cu un sosit, cu temperatura setată care... E adevărat, dar ar trebui să fie și personalul specializat, de aceea vă întrebam. Da, există personal specializat în aceste proceduri, sigur că nu se face. Și, mă rog, se prezintă o serie întreagă de aparate medicale, dar toate sunt pe efectele ceramicii de turmaniu, care, mă rog, e un aliaj care de mai multe minerale care produce o încălzire a țesutului.
emit raze de infraroșii de undă lungă și ioni negativi. Bun, o să o las pe doamna doctor să vă răspundă. Da, mulțumesc frumos. Sănătate, o seară bună vă doresc. Ca și principiu general, procedura menționată de domnul dinainte nu face decât o încălzire a țesutului, deci face termoterapie prin acele raze infraroșii de care menționa. Ce nu cred că știe domnul și nu doar domnul care a adresat întrebarea anterior, ci mulți pacienți, este că și chiar și acel simplu masaj de care toată lumea se bucură, uneori poate fi contraindicat. Deci chiar sunt pacienți și mă lupt cu această idee preconcepută, cum că masajul este bun la toată lumea. Nu, masajul nu este bun la toată lumea. Sunt pacienți care chiar în urma unei proceduri de masaj, mai ales că nu știm de către cine este efectuată, chiar poate să le facă rău și le poate agrava boala. Iar masajul acela cu ceramică, spuneți că nu este decât o încălzire a țesutului și practic din nu tratează nimic. Ca și din ce înțeleg eu de la dumnealui, nu face decât o relaxare a musculaturii. Nu vine și lucrează pe zona de coloană afectată, operată, și pentru care domnul a recunoscut și singur, nu a făcut tratamentul corespunzător. Ce vreau să îi subliniez domnului care a întrebat mai devreme este că în urma acelei proceduri pe care o face la acel salon, cu siguranță nu îi va dispărea amorțeala din picior. Că dar plecase și de la această chestie. Clar. Iar pentru prima parte a întrebării, credeți că vor dispărea acele probleme? Prin fizioterapie, de exemplu? Fizioterapia ameliorează foarte bine acest sindrom radicular, că așa se numește. Însă rămâne de văzut în cazul dumnealui. Pentru că de la om la om se poate și descoperi. Și de la om la om depinde și cât a trecut, depinde cât este de sever. M-am zis, asta se poate evalua doar în urma consultului medical. Spunea că în 2014, dacă rețin bine. Să știți că de multe ori nu are relevanță vechimea operației la care s-a efectuat, sau mă rog, cât a trecut de la intervenția chirurgicală. Nu spun că nu e foarte important, pentru că am tot menționat în nenumărate rânduri, e foarte important ca recuperarea să fie începută precoce, însă nimeni nu spune că nu se obțin ameliorări și după. Iar pentru cei care vor să știe mai multe și vă doresc sfaturile, pot veni la Clinica Ovidius. Cu siguranță la Clinica Ovidius. Sau ne pot suna pe noi pentru numărul de telefon la care se fac programările, pentru că a spus că doar cu programare înțeleg că este așa destul este de aglomerat. Indicat, da. Sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor și e bine de știut că prin recuperare medicală, prin astfel de proceduri, se pot ameliora diverse afecțiuni ale coloanei și nu numai. Nu numai, chiar și afecțiunile circulatorii beneficiază de tratament de recuperare. Arteriopatiile obliterante, de exemplu, în faze incipiente, chiar funcționează foarte merg foarte bine cu tratament de recuperare. Nu mai vorbesc de neuropatia periferică din diabet, despre care am vorbit la începutul emisiunii, care de asemenea, în urma unui tratament de recuperare corect efectuat, pe lângă medicația pe care pacientul o primește oricum, chiar beneficiază de ameliorări evidente și măsurabile. O altă categorie de persoane care se plâng des de dureri de spate sunt femeile însărcinate, care mai ales în ultimul trimestru de sarcină, din cauza greutății în plus, au astfel de probleme. Lor li se recomandă fizioterapia? În cazul femeilor însărcinate, indicațiile sunt puțin mai restrictive. În cazul dumnealor, foarte eficient ar fi gimnastica medicală specifică, da? Deci ele nu pot beneficia de celelalte proceduri de fizioterapie, pot în schimb beneficia doar de gimnastică medicală. Și puteți oferi sfaturi și pentru astfel de exerciții. Evident. Doamna doctor, eu vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru sfaturi. Vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru, iar pentru cei care au nevoie de ajutor de specialitate, oamenii vă pot găsi la Clinica Ovidius lângă galeriile de artă. O seară frumoasă, sănătate, bine, vă dorim. La revedere și sănătate.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!